Fraților, domnul, să vă băda. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc Consiliului pentru cuvintele foarte clare exprimate, dar și Comisiei. Bineînțeles, am fi putut spera din partea Comisiei o evaluare mai activă, dar nu vreau să intru în detalii. Acum vă mulțumesc pentru ceea ce ați spus, domnule Barroso. Domnule prim-ministru Orban, nu este prima discuție pe care o ducem și ar trebui să vă întrebați de ce discutăm din nou despre Ungaria. Și, de fapt, nu discutăm despre Ungaria, ci despre ceea ce faceți dumneavoastră și guvernul dumneavoastră. S-au adoptat o serie de legi, dar sunt legi fundamentale. Este vorba de independența judecătorilor, autorității de protecție a datelor, întregului sistem judiciar. În plus, este vorba de Banca Centrală. Dar nu vreau să critic măsurile, ci spiritul lor. Vorbiți despre o reformă pe baza valorilor europene, dar acestea sunt valorile europene, sunt democrația, schimbul, alternanța la putere, dar dumneavoastră doriți să mențineți puterea. Asta criticăm noi, spiritul acestor reforme. Și sunt dezamăgit, stimate coleg Dol, de intervenția dumneavoastră, pentru că nu ați prevăzut acest lucru în intervenția dumneavoastră. Nu ați menționat acest spirit. Domnul Orban face parte din familia dumneavoastră politică și dumneavoastră trebuie să-i spuneți ce este bine și ce este rău în politica dumnealui. Faceți acest lucru, vă rog. Domnule prim-ministru, cunoașteți la fel de bine ca și mine faptul că mulți oameni au luptat împotriva naziștilor și au fost închiși. Au luptat împotriva comunismului. Și ei sunt acum afectați, pentru că se întreabă de ce au luptat pentru libertate dacă ea este luată înapoi bucățică cu bucățică. Vorbiți cu acești oameni dacă nu doriți să-i ascultați pe cei din Parlament. În al doilea rând, în această sală, doamnelor și domnilor, președintele Buzek a făcut referire la meritele domnului Václav Havel. Luați-l ca exemplu pe domnul Václav Havel. A luptat întotdeauna împotriva comunismului, dar întotdeauna pentru libertate. Domnule Orban și reprezentanții ai guvernului, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați ajutat ca Croația să ajungă în Uniunea Europeană. Dar știți, la fel de bine ca și mine, Croația nu ar fi ajuns în Uniunea Europeană fără guvernul Orban. Și Croația nu ar fi reușit să respecte criteriile. Așadar, domnule Orban, ar trebui să vă asigurați că măcar Ungaria respectă criteriile. Cuvântul președintelui grupului liberalilor, domnul Verhofstadt. 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun în primul rând că personal regret faptul că e o dezbatere între cele două părți de Parlamentul European. Dacă e să vorbim despre valorile fundamentale, nu cred că e bine să avem astfel de reacții, precum cele pe care le vedem astăzi aici. Am aici un scurt document, intitulat 30 de încălcări ale tratatului, chestiuni fundamentale. Și de asemenea, îngrijorări importante în legătură cu articolele 4 și 2 din tratat. E vorba de încălcări privind noua Constituție maghiară, privind independența sistemului judecătoresc, noua legea media, independența autorității de protecție a datelor, e vorba de poziția Băncii Centrale Europene, maghiare, noua lege bisericească și alte chestiuni publicate recent. Deci, domnule președinte, haideți să evităm orice neînțelegere. Nu eu am întocmit această listă. Este un rezumat al tuturor faptelor și plângerilor pe care le găsiți în scrisori oficiale ale autorităților oficiale internaționale și ale organizațiilor internaționale. Președintele Comisiei Europene, secretarul general al Consiliului Europei, Comisarul pentru Drepturi Fundamentale din Uniunea Europeană, Comisia de la Veneția, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Banca Centrală Europeană, Fondul Monetar Internațional, Administrația Statelor Unite ale Americii, mai ales Secretarul de Stat American.
Și la această listă nu am adăugat toate plângerile venite din partea altor organizații, cum ar fi Amnesty International, Human Rights Watch și societatea civilă care demonstrează pe străzi. Este doar un rezumat al scrisorilor oficiale venind din partea organizațiilor oficiale care se plâng de situația de acolo. Deci să spui că în Ungaria nu există nicio problemă astăzi, nicio problemă majoră, e absolut uimitor. Ieri, Comisia Europeană a lansat proceduri de încălcare privind trei chestiuni. Haideți să știm clar un lucru, domnule Barroso, miza e mai mare. Astăzi s-a vorbit despre chestiuni doar tehnice și știu de asemenea că există o scrisoare importantă pe care ați menționat-o, în care sunt ridicate și alte probleme. Ce e necesar acum? Nu o dezbatere pe aspecte tehnice, așa cum am făcut și la începutul anului. E vorba de o verificare a conformității Constituției și acestor legi cardinale cu valorile europene din articolul 2 al tratatului. Democrație, stat de drept, libertate religioasă, libertate de expresie și așa mai departe. Din acest motiv, cred că pe lângă rolul pe care îl joacă Comisia cu această procedură de încălcare, și Parlamentul European are o responsabilitate față de tratat, responsabilitatea de a acționa și din acest motiv lansez un îndemn tuturor membrilor, nu celor de la dreapta sau de la stânga, deci le cer tuturor celor de la LIBE să întocmească un raport conform articolului 7, alineatul 1 din tratat, în care să se spună da sau nu. Există sau nu un risc clar de încălcare gravă a valorilor noastre? Deci asta trebuie să stabilim noi. Și acum, domnule președinte, permiteți-mi să transmit un mesaj personal domnului Orban. Să recunoaștem, domnule Orban, că în primul rând, în trecut, ați făcut o treabă extraordinară, punând la oaltă comuniști, foști dictatori. Însă, de data asta, cred că greșiți. Ascultați ce vă spun tovarășii de drum din trecut. Și acum repet ce scrie într-o scrisoare deschisă trimisă dumneavoastră de foștii dumneavoastră colegi, de dizidenți, domnul Gheorghe Daloș, Ianoș Kennedy, Gheorghe Conrad. Deci ei v-au scris această scrisoare și citesc din ea. Vă rog să terminați. Ungaria este un exemplu trist de ceea ce se poate întâmpla atunci când există o concentrare de tendințe de criză agravate de încercări de a soluționa problemele prin mijloace autoritare și o politică de izolare naționalistă. Ce spun domnii Dalos, Kennedy și Conrad? Ultimele mele cuvinte. Încheie scrisoarea spunând, ar fi o idee foarte bună, domnule Orban, să se reacționeze rapid atunci când cineva folosește democrația liberală ca preș pentru a șterge picioarele, chiar dacă acea persoană e un fost prieten. Herr Verhofstadt. Domnule Verhofstadt. Ich habe eine. Satzwa. Wie heißt der noch? Herr Verhofstadt, für die Antwort. Domnule Verhofstadt, aveți 30 de secunde pentru răspuns. Domnule președinte, nu cred că problema e legată de un articol sau altul. E vorba de ceea ce se întâmplă în spate, de spiritul acestor măsuri. Ceea ce este exprimat clar într-o propoziție minunată, scrisă de cel mai mare scriitor maghiar, Sándor Márai, care în 1942 a scris următoarele, a scris un pamflet. Pot să vă dau citatul din Sándor Márai? Sau nu vă interesează? E problema dumneavoastră. Deci problema e că Uniunea Europeană se bazează pe niște valori și principii care trebuie aplicate la sud, la vest, la răsărit, peste tot. Asta e miza.
Deci nu e vorba doar de moneda euro, e vorba de aceste principii și valori. Are acum cuvântul domnul Cohn-Bendit pentru 5 minute. Puteți da puțin timpul înapoi, astfel încât sala să se liniștească înainte să pot vorbi și eu? Stimați colegi, stimate colege, cred că visez. Cred că visez pentru că toată opinia publică europeană, pe toată lumea o doare capul. În toate ziarele europene, de dreapta sau de stânga, există o problemă maghiară. Primul ministru maghiar și dreapta din acest parlament ne spun că nu există o problemă maghiară. Suntem complet schizofreni. Eu aș vrea să vă spun un lucru foarte simplu. Uniunea Europeană nu este un om, nu este un preș pe care te ștergi, îți ștergi picioarele. Este o casă comună pe care o construim împreună, domnule Orban. Ieri, în Ungaria, emiteți un comunicat de presă în care spuneți că veți merge la Strasburg pentru a apăra onoarea Ungariei împotriva agresiunilor stângii internaționale europene. Vreau să vă spun că doamna Clinton face parte din stânga europeană, a venit în club. Dacă domnul Juppé face parte din stânga europeană, îi urez bun venit în club. Este o nebunie ce se întâmplă aici, în această dezbatere. Domnule Orban, veniți aici și ne spuneți: am făcut totul pentru a schimba Constituția, care era o Constituție stalinistă. Domnul Doll, care este agentul oficial al partidului dumneavoastră aici, ne spune: era o Constituție stalinistă. Deci tot acest parlament, dumneavoastră, noi, cu toții suntem nebuni, pentru că am acceptat în Uniunea Europeană o țară cu o Constituție stalinistă. Suntem cu toții nebuni, complet nebuni. Este imposibil. Cum am putut face așa ceva? Să ne fie rușine. Și, domnule Orban, după cum știți, partidul dumneavoastră a fost pentru intrarea în Uniunea Europeană. Conservatorii nu au făcut o singură declarație în care să spună să așteptăm înainte de a admite această țară în Uniunea Europeană, să așteptăm să-și modifice Constituția stalinistă. Deci să încetăm cu prostiile astea. Acceptăm o reînnoire, însă reînnoirea poate să fie în direcția cea bună. Și noi vă spunem că mergeți în direcția domnului Chavez, Castro și a tuturor guvernelor totalitare și autoritare pe care le combatem împreună și pe care nu aveți forța să le combateți împreună cu domnul Orban. Vă dau trei exemple care mă afectează personal. Primarul din Budapesta este din partidul lui, din partidul domnului Orban. L-a numit director al teatrului din Budapesta pe cineva care are relații nu doar cu extrema dreaptă, ci are și un întreg trecut antisemit. Ori niciodată nu vom suporta afirmațiile antisemite ale acestei persoane în Ungaria. Astăzi aceste persoane sunt reabilitate. Dacă nu sunteți de acord, vă spun un lucru foarte simplu. Să urmăm propunerea lui Guy Verhofstadt. Comisia pentru Libertăți Publice ar trebui să trimită o delegație care să ne spună care este situația. De ce persoanele fără domiciliu fix se tem în Ungaria? De ce intelectualii se tem în Ungaria? De ce evreii din Ungaria se tem?
Constituția dumneavoastră este Constituția unui Ungarii care aparține trecutului și această Constituție se tem oamenii. Minoritățile au dreptul să nu le fie teamă în țara dumneavoastră, domnule Orban. Dacă sunteți atât de siguri de voi, dacă sunteți siguri că nu există probleme democratice în Ungaria, haideți să aplicăm articolul 7 și să așteptăm rapoartele. Și dacă aveți dreptate, vă voi cere iertare. Și dacă vă înșelați, vă voi cere să vă cereți iertare, domnilor conservatori. Pentru că întotdeauna sunt de vină ceilalți. E ușor să-i arăți cu degetul pe ceilalți. Trebuie să avem curajul să luptăm pentru libertate. Vă mulțumesc! Domnul Mauro vă adresează o întrebare cu cartonașul albastru. Sunteți de acord? Vă rog, domnule Mauro. Grazie, signor Presidente. Volevo chiedere al collega Cohn-Bendit. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi dorit să-l întreb pe domnul Cohn-Bendit dacă a votat, ca și mine, pentru aderarea Ungariei la Uniunea Europeană și dacă este de părere că pasul corect ar fi să se treacă la Constituția dinainte, să se revină la această Constituție. Îi se pare că prevederile sunt nelegitime. Crede că Constituția nu a fost votată într-un mod legitim? Camarade Mauro, aș vrea să vă spun un lucru. N-am spus niciodată că trebuie să se întoarcă la fosta Constituție. Am spus că poate Constituția actuală nu este bună. Domnul Putin a făcut o nouă Constituție și nu este bună, chiar dacă nu este aceeași ca din timpul Uniunii Sovietice. Al doilea lucru. Aș vrea să vă spun un lucru foarte simplu. Când domnul Orban spune că Parlamentul este un for nemaipomenit, nu spune că a schimbat regulile de lucru pentru ca opoziția maghiară să nu poată discuta schimbarea Constituției. Vi se pare corect să se schimbe Constituția în 48 de ore? Numele GUE, doamna Verja. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În această după-masă are loc o ședință puțin suprarealistă. E vorba despre democrație, statul de drept și drepturile omului. Un prim-ministru al unui stat membru a făcut o deplasare pentru a ne da explicații. Este un fapt destul de neobișnuit și trebuie notat. Am putea să ne bucurăm dacă nu am crede că această dupămasă va fi utilizată în scopuri de politică internă. Vorbim despre o Constituție care a fost votată în doar câteva săptămâni de un guvern care a profitat de majoritatea covârșitoare pe care a obținut-o în Parlamentul Național. Toată lumea știe că este o majoritate de circumstanță. Această Constituție adoptată în aprilie și a intrat în vigoare la 1 ianuarie. Între timp, peste 300 de legi au fost votate, dintre care 30 de legi cardinale care se referă la subiecte importante din punctul de vedere a valorilor europene. Se aduce atingere independenței magistraților, se aduce atingere libertății de exprimare și se renunță la forma republicană a statului, se pune sub semnul întrebării separat între biserică și stat, promovându-se valorile creștine, se promovează o viziune îngustă în privința familiei, libertatea sindicală. Lista este lungă și cu siguranță am uitat elemente. Parlamentul European a alertat Comisia încă din luna iulie, însă a trebuit să așteptăm până în luna decembrie pentru ca domnul Barroso să se liniștească în privința situației din Ungaria și pentru a atrage atenția în privința independenței băncii centrale ungare. O frumoasă demonstrație a realităților europene. Procedurile lansate ieri nu sunt la înălțimea problemelor, așa cum nu sunt la înălțimea problemelor răspunsurile maghiare. Pornind de la criza economică și financiară,
instituțiile europene nu pot să gestioneze această criză. Naționalismul și exploatarea fricii iau amploare. Să ne amintim de trecut, însă de tot trecutul. Să nu reînviem morții în această incintă. Democrații maghiari nu sunt manipulați de nimeni, domnule ministru. Îndrăznesc doar să creadă în niște valori. În valori care sunt valori universale, valorile democrației și drepturile omului. Domnule Weber, ascultați-mă cu atenție. Aici se spune, sau dumneavoastră spuneți că suntem împotriva Ungariei. Eu vreau să vă întreb de ce o astfel de politică nu se demarează în Polonia sau în Germania. Nu. Dumneavoastră ar fi foarte bine să protejați o atitudine care este sprijinită în țara dumneavoastră. Nu sprijiniți o atitudine care practic subminează democrația, pentru că nici măcar statul pe care îl reprezentați nu ar fi de acord cu această poziție a dumneavoastră. Domnul Verhofstadt acum. No. George. Domnule președinte, domnul Dallas, domnul Kennedy, domnul Orban, spunea, ăștia sunt niște liberali. Dar asta nu e o boală să fii liberal, domnule Orban, așa cum spuneți dumneavoastră. Ați fost și dumneavoastră multă vreme liberal, înainte să deveniți naționalist și înainte să începeți să apărați alte idei. Sper că domnul Kennedy, eu știu, mulți alții sunt liberali, sunt mari personalități maghiare și nu trebuie să spunem că ceea ce spun unii și alții este o dovadă de partizanat pentru că sunt liberal. N-am auzit niciun fel de argument din partea dumneavoastră împotriva a ceea ce am spus. Argumentul l-am auzit la vârsta de 62 de ani, pensionarea judecătorilor, ne s-a spus, nu avem bani pentru pensii, ăsta e argumentul. Dar este mai important ce a spus Comisia. Alte proceduri de infracțiune, de încălcare a dreptului comunitar sunt posibile. Dacă răspunsul la scrisoare nu este satisfăcător, Comisia va trece dincolo de aceste trei proceduri de încălcare a dreptului comunitar și va iniția și altele. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Cohn-Bendit. Domnule premier Orban, știu ce veți face. Mergeți acasă acum și le spuneți celor de acolo că i-am dat gata pe ăștia de la Strasburg. Asta ați făcut și data trecută. Și tocmai de aceea dați-mi voie să vă rog să țineți cont de un lucru. Dacă considerați că aveți un efect negativ asupra Ungariei, nu. Nu e corect. Credeți că dumneavoastră, că eu mi-aș fi riscat libertatea și viața în încercările mele de a trimite palflete anticomuniste în Ungaria? Nu din ură față de Ungaria am făcut toate lucrurile acestea. Nu există niciun stat în întreaga Europa care să fie împotriva libertății, împotriva democrației. De asemenea, în Ungaria există o mulțime de oameni care au luptat pentru libertate. De asemenea, există mulți oameni care au luptat împotriva libertății. Și tocmai de aceea vă spun că în statele moderne, religia poate fi foarte importantă. Dar o societate deschisă, o societate modernă nu se poate baza pe religie. Pentru că altfel musulmanii, evreii, ateii nu se vor simți bine în acel stat. Și tocmai asta îi deliniștește pe mulți din Ungaria în momentul de față. Atitudinea guvernului, atitudinea naționalistă îi face pe unii dintre cetățeni să nu se simtă bine. Mergeți acasă și gândiți-vă la lucrul acesta. În numele Comisiei. Domnule președinte, stimați domni și doamne parlamentari, am avut o dezbatere foarte lungă privind situația din Ungaria și din Europa. Așa cum este normal, într-o dezbatere parlamentară au ieșit la iveală diverse sensibilități. Cred că suntem cu toții de acord asupra unui punct. Vrem
ca legislația maghiară să fie armonizată cu tratatele și cu legile europene, ca și cu valorile pe care le vehiculează aceste documente. În acest sens, Comisia a acționat concentrându-se asupra competențelor care îi revin într-o manieră obiectivă, independentă și responsabilă. Conform rolului său aproape jurisdicțional și conform rolului său de gardian al tratatelor. Exact în sensul acestei logici, după ce multă vreme am discutat cu factorii de decizie politici anul trecut și acum 2 ani, Comisia a ajuns la concluzia de a iniția 3 proceduri de încălcare a legislației europene în procedură accelerată, bazându-se pe prevederile din tratate privind legislația europeană și bazându-se pe legislația europeană și pe jurisprudența curții. Pe lângă aceste 3 acțiuni, am trimis înainte o scrisoare privind independența justiției, pentru că s-au pus mai multe întrebări. Vreau să spun pe ce se bazează această scrisoare. Independența justiției este absolut indispensabilă pentru punerea în aplicare a dreptului Uniunii Europene. Conform principiilor protecției jurisdicționale efective, orice cetățean are dreptul la un recurs efectiv, eficient în fața unui tribunal independent. Este vorba de un principiu general al dreptului comunitar care este folosit pe larg în jurisprudența Curții Europene de Justiție. Ținând cont de importanța acestui principiu, principiul acesta apare în articolul 47 al Cartei Drepturilor Fundamentale și de aceea, în baza aceasta, Comisia dorește să știe dacă anumite dispoziții din legea maghiară privind organizarea și administrarea tribunalelor, ca și faptul că a fost înlăturat fostul președinte al Curții Supreme, afectează sau nu independența justiției. În al doilea rând, s-au pus foarte multe întrebări privind libertatea presei. Sigur că știți că vicepreședinta Comisiei, doamna Nelly Kroes, s-a ocupat foarte mult de această problemă și a acționat în limita competențelor care îi revin. Nu mai târziu decât ieri, doamna Kroes a trimis o nouă scrisoare guvernului maghiar pe subiectul libertății presei și reamintește regulile europene, solicită guvernului maghiar să acționeze în acest sens. Al treilea element, și cred că este deosebit de important pentru activitatea viitoare a Parlamentului, și se referă la intervenția secretarului general, domnul Jagland, privind domeniile de competență ale Consiliului Europei. Legea electorală, libertatea religioasă, independența justiției, libertatea presei. Poate că ar fi interesant să colaborăm împreună cu Consiliul Europei pe domeniile acestea care sunt de competența Consiliului Europei. Iar secretarul general Jagland a propus de asemenea eventuala activare a Comisiei de la Veneția privind toate aceste probleme menționate. Iată ce s-a făcut până în acest moment. Acum se pune problema să începem să lucrăm pe aceste dosare. Azi dimineață serviciile mele au fost contactate de serviciile Ministerului Justiției din Ungaria. Imediat ne vom așeza în jurul unei mese și vom discuta un text concret. Știm de asemenea că marțea viitoare primul ministru, domnul Victor Orban, se va întâlni cu președintele Comisiei, domnul Barroso,
ca să vorbească despre scrisoarea și despre litera și spiritul dreptului maghiar și a legislației maghiare care trebuie să fie în consens cu cel european. Așa cum spuneam de multe ori, acum mingea este în curtea guvernului maghiar, este nevoie de schimbări rapide care ar fi interesul cetățenilor maghiari și al Uniunii Europene. Deci ce pot să spun în acest moment este să ne apucăm de treabă ca să rezolvăm aceste probleme. Și aș dori să închei cu un citat din cele spuse de președintele Barroso, care rezumă foarte bine modul în care trebuie să continuăm să acționăm. Cred că trebuie să fim absolut clari privind valorile, fermi în ceea ce privește principiile, corecți în ceea ce privește metodele și rațional în ceea ce privește modul de comunicare. Iată ceea ce trebuia realmente spus. Mulțumesc